Bună seara, simați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Întrebare. Vă salutăm și vă mulțumim că și în această seară ați ales să petreceți următoarele minute împreună cu noi. Dragi prieteni, și cu această ocazie venim înaintea dumneavoastră cu o temă de actualitate, o temă foarte importantă și de asemenea avem onoarea de a avea un invitat un prieten al nostru, o revenire în studiul nostru a domnului Iuni, profesor universal dr. Ciprian Terinte. Domnule profesor, bine ați revenit! Bună seara, bine v-am regăsit și vă mulțumesc și pentru această invitație care mă onorează și îmi face mare plăcere, pentru că întotdeauna dialogul din studioul nostru, dialogul teologic, m-a fascinat, mi-a stimulat reflecția teologică, mi-a plăcut foarte mult să conversăm pe teme biblice, pe teme de actualitate. Slavă Domnului! Vreau uh, să sunteți unul dintre invitații, nu este singurul, dar uh, a spune cel mai important, căruia adresez, să spunem așa, reacțiile mele la ceea ce văd în jurul meu, în ceea ce văd în spațiul public, în internet, la ceea ce se întâmplă în mediul evanghelic în special și nu numai, la, să spunem, extremele astea pe care le vedeți și dumneavoastră cu siguranță și care necesită o reacție și o lămurire din punct de vedere al Bibliei. În momentul în care văd și sunt, să spunem așa, uneori chiar stigmatizat de, să spunem așa, de învățăturile acestea greșite care circulă printre noi, mă gândesc în primul rând, așa la îndemână, în primul rând la dumneavoastră și apoi a doua persoană este Costel Ioancă, tot așa, un profesor care știu că întotdeauna încercăm să lămurim, să explicăm problemele acestea de o greșită înțelegere a, a realităților, practic, din, din viața eclesiastică. Uh, domnule profesor, în seara aceasta vreau să vorbim despre biserică. Și când vorbim despre biserică, aici dumneavoastră va trebui să ne canalizați, să ne duceți pe ceea ce înseamnă cu adevărat biserica, pentru că, în, uh, să spunem așa, în ultimii 30 de ani, de-a lungul perioadei acestea de tranziție, uh, termenul de biserică, eclesia, așa cum uh, uh, mai știm noi sau casă de rugăciune atunci când ne vorbim la grupul acela local, au luat tot felul de forme, înțelesuri, unele mai apropiate de scriptură, unele destul de îndepărtate, chiar într-o zonă foarte periculoasă. Și de multe ori se întâmplă ca o grupare, ca un grup de oameni, ca un, să spunem, o mică entitate mai vizibilă sau mai puțin vizibilă reușite să acapareze atenția și să se declare ca biserica adevărată, ca biserica reală, ca biserica care face lucruri, ca biserica. Și de multe ori există confuzia asta și văd mulți că urmează tendința aceasta de a, face, a nu mai face diferența între ceea ce înseamnă un grup religios, o biserică locală, biserica aceea despre care Domnul Hristos spune că este mireasa și el este trupul, da? Sunt niște termeni, poate pentru dumneavoastră sunt, să spunem, chestiuni care le tratați la catiheză, la începuturile învățăturii celui care se convertește. Bănuiesc că poate în primele săptămâni din viața unui student la teologie, dar iată -ne că suntem în situația în care vedem pe zi ce trece oameni vorbind în numele bisericii. Oameni care se declară ca reprezentanți ai bisericii uneori chiar cu B mare și atunci oamenii nu mai știu ce să creadă, care e biserică, care e grupul, unde este Duhul Sfânt. Știți cum e? Fiecare încearcă să-și atragă uh, uh, atenția asupra lui și asupra uh, grupului de influență și atunci există această confuzie. Așa că îmi cer iertare încă o dată, uh, știți cum e, sunteți ca medicul de urgență care trebuie să vină să constate și apoi să vină cu o soluție, cu o explicație din ceea ce aveți în fața dumneavoastră și întotdeauna stăm în fața Fintei Triftoare. Da, vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-o acordați. Sigur, mă bucur foarte mult și sunt flatat de această încredere, dar în același timp trebuie să ne exprimăm și public încrederea noastră în Duhul lui Dumnezeu care ne luminează și ne ajută, ne călăuzește în tot adevărul, așa cum ne-a promis Mântuitorul. Și voi încerca și de data aceasta să ofer câteva eu știu, îndrumări, câteva repere biblice pentru a înțelege cât mai bine ideea biblică de, de biserică. Și cred că pentru a înțelege foarte bine sau cât mai bine învățătura biblică, învățătura creștină despre biserică, ar trebui să situăm mai întâi biserica în coerența de ansamblu a planului lui Dumnezeu. Asta este foarte important. Mi-a plăcut? Da, trecută vă-ți de fapt, acum da. două, dăți am discutat despre planul acesta măreț da. al lui Dumnezeu și. Tot ce se întâmplă, de fapt, nu este decât o părticică da. din planul acesta. Oricine se dăm în viață. Iată-ne că iară revenim la planul acesta de bază lui Dumnezeu. Da, fără, fără acest mare, hai să-l numim puzzle, da, acest, acest mare mozaic al planului lui Dumnezeu, care ne este revelat în Sfintele Scripturi, în metanarațiunea biblică, nu putem înțelege nimic din ecuația mântuirii. Sau orice am încercat să înțelegem este, de multe ori eronat. Am dat acele exemple în alte emisiuni despre credință sau încredere, care poate fi uneori o încredere falsă, pentru că ea nu este în acord, nu este consonantă cu voia lui Dumnezeu, cu planul lui Dumnezeu revelat în Sfintele Scripturi. De aceea, absolut orice cred că trebuie discutat în acest perimetru al planului lui Dumnezeu, în această dioramă, să-i spunem, a planului lui Dumnezeu, de aceea cred și Apostolul Pavel Spunea, cum am amintit și cu altă ocazie, și spunea lucrul acesta în rugăciunea lui pentru coloseni și de fapt pentru toate bisericile din Valea Râului Licus, pentru că colosenilor le spune să uh, trimită și altor biserici uh, epistola aceea. Și Apostolul Pavel spune în Coloseni 1 cu 9 că se roagă pentru credincioșii care nu i-au văzut fața în trup, să se umple de cunoștința voii lui Dumnezeu, a fi plin de cunoștința voii lui Dumnezeu. Spuneam și repet de câte ori am ocazia nu înseamnă a avea o orientare punctuală, orientare spirituală necesară luării unor decizii în momentele cruciale ale vieții. Ideea biblică de cunoaștere a voii lui Dumnezeu este tocmai să vizează această familiarizare cât mai clară, cât mai limpede cât mai nuanțată cu planul lui Dumnezeu de mântuire, de restaurare a creației revelat pe paginile Sfintelor Scripturi. Așadar, să revenim la Biserică în tabloul acesta al Planului lui Dumnezeu. Spuneam și cu altă ocazie și repet, istoria mântuirii, așa cum o descrie Sfinte, Sfânta Scriptură, începe cu legământul Avramic. Acel legământ pe care Dumnezeu îl încheie, zicem noi, cu Avram, dar, de fapt, acolo Avram este exponentul unui popor. Este părintele unui popor, așa cum și sună textul acelui legământ, pentru că Dumnezeu dorește să își ia angajamentul, să răscumpere, să, știu, să restaureze lumea grav afectată de ororile păcatului, de ravagiile pe care păcatul, căderea în păcat le-a produs. Dumnezeu se angajează să ducă lumea către un final fericit, să spunem. Acela al restaurării ei de pline prin împăcare cu Dumnezeu. De aceea în episoadea către Feseni 1 cu 10 găsim acolo o sinteză magistral formulată de Apostolul, de Apostolul Pavel, o sinteză a planului lui Dumnezeu și el spune că Dumnezeu dorește să readucă la împăcarea cu sine lucrurile de sus cu cele de jos, lucrurile din cer cu cele de pe pământ și să le unească într-unul singur care este Hristos. Deci Dumnezeu dorește această restaurare a comuniunii cu creația alienată din cauza păcatului și acest lucru să se săvârșească în Domnul Hristos. Și toată această istorie începe în Geneza 12 cu legământul avramic. Trebuie precizat de asemenea că în Genesa capitolele 3 la 11 avem descrierea Narrativă, să spunem, a, a consecințelor nefaste, a dezastrelor produse de păcat, a, a căderii ruinătoare a omului în păcat. Dintre care, consecință, a, consecințe, dintre care cea mai severă, să spunem, cea mai dureroasă este, haideți să-i spunem, fracturarea țesutului comunitar al rasei umane. Umanitatea devine o comunitate fracturată. Adică, omul cade în păcat, în natura sa umană se insinuează răul și atunci apar crimele, conflictele, răzbunările. Știi acel pasaj despre Lameh care spune, că Cain va fi răzbunat de șapte ori, Lameh de șaptezeci de ori, câte șapte um, am omorât un tânăr pentru vânătăile mele și așa mai departe. Deci, um, naratorul autorul sacru vrea să arate că răul se perpetuează asemenea unui bulgăre de zăpadă. De la prima crimă, umanitatea se adâncește în rău, în um, moarte, în putrezire, în nimicirea pe care o aduce păcatul. Asta se întâmplă în uh, Genesa, capitolul 3 la 11. Pentru că începând cu capitolul 12 se intervină Dumnezeu cu planul său salvator. Și avem acolo în Genesa 12 um, Legământul pe care Dumnezeu îl face cu Avram, pe care îl alege prin Har, avea să spună Apostolul Pavel, fără niciun merit, și îi promite că în el va binecuvânta, prin Avram, va binecuvânta toate familiile Pământului, toate națiunile Pământului, urmașii săi vor fi un popor mare, va avea numeroși descendenți mai numeroși decât nisipul mării și că descendenții săi vor stăpâni țara. Interpretarea în interpretare pe care Apostolul Pavel o dă acestui legământ din Romani 4, găsim că sămânța lui Avram va moșteni lumea, hocosmos în greacă. De unde înțelegem că planul lui Dumnezeu este acela de a restaura întreaga creație pe care să o moștenească o nouă umanitate, o umanitate restaurată. Așadar, un popor sau, dacă vreți, o umanitate restaurată într-o creație restaurată prin reconcilierea finală și definitivă cu Dumnezeu. Ca să trecem repede prin istoria vechi testamentară, știm că în primă fază făgăduința avramică se împlinește cu descendenții naturali, cu descendenții ereditari ai lui Avram, care formează poporul Israel. Tot ce avem după aceea toate legămintele pe care le găsim în Vechiul Testament sunt um, reiterări și actualizări și reactualizări ale acestui legământ avramic. Poporul lui Israel îi se arată cum să trăiască, cum să se încreadă în Dumnezeu pentru a rămâne în legământul avramic și pentru a moșteni făgăduințele legământului avramic. Dar trebuie spus de la bun început faptul că, trebuie reamintit de fapt, pentru că am menționat acest lucru, dar aș vrea să o fac mai clar. Planul lui Dumnezeu, se desfășoară prin Israel, dar este pentru întreaga lume. Pentru că, repet, conform legământului pe care Dumnezeu îl face cu Avram, planul era ca Dumnezeu, prin Avram și descendenții săi, să binecuvinteze toate națiunile Pământului. Un adevăr pe care Israel tinde să-l uite, în general, în istoria sa și chiar în da. vremurile prezente. O întrebare, Avram știa treaba aceasta, că îi se spune clar, practic, că toate neamurile Pământului... da, dar nu cred că avea imaginea de ansamblu pe care o avem noi astăzi. astăzi. Da, revelația, cred că suntem cu toții convinși de faptul că este progresivă. Asta înseamnă că nu trebuie să ne imaginăm că Avram era un fel de evanghelic da, care trăia pe la, nu știu, 2000 înainte de Hristos și știa tot ce știm noi astăzi, poate chiar mai mult decât atât că se mai și întâlnea cu Dumnezeu. Nu, el știa, conform promisiunii lui Dumnezeu, că prin descendenții săi, eu știu, vor fi binecuvântate popoarele pământului, dar nu cred că avea această imagine de ansamblu, acest tablou cognitiv coerent pe care noi astăzi, iată, cu scriptura în mână și e greu să ne-l alcătuim, să avem această, eu știu, frescă mentală a planului deosebit de complex și unor impenetrabil a lui Dumnezeu. Nu, Avram nu știa ce știm noi, dar credea făgăduința divină, credea, să zicem, orbește făgăduința divină și acționa în consecință. Știm din istoria, istoria vechi testamentară că poporul Israel eșuează în îndeplinirea misiunii sale, adică în a, Misiunea sa era aceea de a răspândi cunoștința de Dumnezeu în mijlocul națiunilor, printre națiuni. De aceea Dumnezeu consideră că este lepădat, ca să luăm câteva repere istorice să le înțelegem mai bine. Dumnezeu consideră că este lepădat de Israel atunci când, după epoca judecătorilor, ei cer un împărat. De ce oare e păcat? Da, de ce s-a simțit Dumnezeu ofensat de această solicitare, am zice noi, legitimă a poporului Israel? Dar poporul spune, vrem să fim ca celelalte națiuni. Ori, Israel nu trebuia să fie ca celelalte națiuni. Israel trebuia să fie un, un popor condus de Dumnezeu, care să trăiască prin puterea lui Dumnezeu, să reporteze victoriile militare ale lui Dumnezeu, astfel încât celelalte națiuni, uitându-se la acest popor deosebit, să spună: Iată că se poate um, viețui ca națiune și, încă cu succes, națiunea aceasta supraviețuiește. Națiunea aceasta. Reportează victorie după victorie, fără să adopte, eu știu, maniera noastră de a ne organiza rânduielile noastre. Da? Este o națiune cu totul specială. În felul acesta, popoarele trebuiau să cadă pe gânduri în privința Dumnezeului lui Israel și să recunoască așa cum în anumite episoade. Biblice ne spune că au făcut-o anumiți lideri puternici, cum a fost împăratul Nebucadnețar sau da, Darius, care, se spune în cartea Daniel, că au avut momente de luciditate, să spunem, și au recunoscut că Dumnezeul lui Daniel este singurul Dumnezeu adevărat. El stăpânește, el este suveran și că lui trebuie să-i se închină toate popoarele. În mod normal, ceea ce... Găsim întruchipat acolo acea credință, acea loialitate, acea fidelitate față de legământ, fidelitate um, nezguduită față de legământ pe care o găsim în aceste, hai să le spunem, excepții insulare, de acum Daniel, prietenii săi și uh, alte personaje proeminente din scriptură, ar fi trebuit să caracterizeze, de fapt, tot poporul Israel. Dar iată că poporul uh, eșuează în mod deosebit din cauza idolatriei. Poporul se Contopește religios cu celelalte națiuni, de aceea Dumnezeu îi face pe plac. Și îl exilează printre celelalte națiuni. E ca și cum Dumnezeu ar spune: Ați vrut să fiți ca neamurile? Poftiți printre ele, să vedeți cât, cât de bine este. De aceea spun că Israel nu reușește să-și îndeplinească misiunea din cauza eșecului său în ce privește fidelitatea față de legământ. Israel nu reușește să fie fiul credincios tatălui. Aceasta este, dacă, dacă, vreți, problema sau interogația care frământă insomniac mințele profetice din Vechiul Testament. Când vom reuși oare să-i fim credincioși în mod consecvent lui Dumnezeu, fără intermitențe, fără intermitențele acestea create de apostazie, de derapajele de noastre în idolatrie. Când vom reuși să fim credincioși lui Dumnezeu? De aceea, în vechime, Dumnezeu, prin profeți precum Ieremia, Ezechiel și Isaia, vestește um, încheierea unui nou legământ. Ieremia 31 cu 31 la 34. Vine vremea când voi face cu casa lui Israel un legământ, dar nu ca legământul pe care l-am făcut cu uh, părinții lor, când m-au mâniat în pustie, ci un legământ nou când voi pune legile mele în inimile lor, voi șterge păcatele lor, ei vor fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul lor. Prin Ezechiel se spune. Um, <coughs> le voi da o inimă nouă, voi scoate inima de piatră din inima lor și le voi da o inimă de carne, voi pune Duhul meu în ei. Se vorbește mereu și mereu despre un popor cu inima înnoită care va putea fi credincios pentru totdeauna lui Dumnezeu. Până atunci, profeții îl zugrăvesc pe Israel, fie ca pe o soție infidelă. Isaia și Osea, în Osea. mod deosebit, ca pe o vie neroditoare sau o vie care are cele mai prielnice condiții să rodească și totuși rodește struguri sălbatici, Isaia 5. Ei, Dumnezeu, prin acești profeți, vestește și o restaurare a lui Israel. Profeția despre valea oaselor din Ezechiel. Nu? Când nici profetul lui nu mai vine a crede că acele oase vor prinde viață dar Dumnezeu spune suflă peste ele, s-a suflat peste ele și oasele se, sunt îmbrăcate cu carne prin viață și uh, se ridică de acolo o, o știre mare, o știre fără număr. Ceea ce evrei au interpretat întotdeauna ca fiind restaurarea națională a lui Israel. Revenirea din exil, restaurarea cultului lui Iahve și, uh, eu știu, trăirea unei vieți de fidelitate față de Dumnezeu pentru totdeauna planul lui Dumnezeu era, știm noi acum, mult mai măreț. În sensul că evreii, chiar și după revenirea din exil, evreii nu au reușit să fie acel popor căruia, în primul rând, care să-i rămână fidel lui Dumnezeu, să, să trăiască acea fidelitate desăvârșită, ireproșabilă față de legământul cu Iacve, cărțile Ezra și Neemia ne arată lucrul acesta, Daniel de asemenea, și profeții post-exilici, profeții mici, cum îi numim noi, unde găsim unele dintre cele mai aspre rechizitorii profetice îndreptate împotriva poporului Israel. Să nu uităm aceste cuvinte de o asprime deosebită, mustrările acestea le sunt adresate evreilor reveniți din exil, cele mai multe dintre ele. Asta înseamnă că încă nu se găsise fiul care să-i fie credincios Tatălui în chip desăvârșit, într-o manieră ireproșabilă. Pentru că acesta avea să fie unul singur, Domnul nostru Isus Hristos. Domnul nostru Isus Hristos se întrupează, și ceea ce ne arată unii dintre scriitorii Noului Testament. Pentru noi, poate, ideea este nouă, este oarecum uh, provocatoare, dar pentru Biserica Primară, s-ar părea că uh, era o idee teologică uh, cu care ea era familiarizată, o idee teologică curentă, să spunem, în uh, cateheza ei, în uh, cherigma ei, poate. Și anume că Domnul nostru Isus Hristos recapitulează destinul lui Israel și reușește acolo unde Israel. A ieșuat. Evanghelistul Matei, ca să ne referim doar la el, și Apostolul Pavel spune lucrul acesta într-o altă manieră, dar iată, Evanghelistul Matei, în primele patru capitole ale Evangheliei sale, face o paralelă, să-i spunem așa, între uh, istoria lui Israel și viața Domnului Hristos și arată tocmai acest lucru. Iată, în capitolul 1 din Matei ni se arată că Domnul nostru Iisus Hristos se naște prin intervenția supranaturală a lui Dumnezeu, da? se naște din fecioară, cum Israel s-a născut prin intervenția supranaturală a lui Dumnezeu în familia lui Avram, adică când Sara nu mai era capabilă în mod biologic, natural să nască, el naște pe Isaac. Da? În capitolul 2 din Matei ni se arată cum Irod încearcă să îl omoare pe pruncul Isus. așa cum Faraonul egiptean încercase să îl omoare pe Israel atunci când era rob în Egipt. În capitolul 3 al Evangheliei după Matei, Domnul Isus Hristos intră în apa botezului, așa cum Israel a trecut prin Marea Roșie. În capitolul 4, Domnul nostru Isus Hristos este ispitit 40 de zile în deșert, așa cum Israel a fost ispitit 40 de ani în deșert. Dar acolo unde Israel a căzut, Mântuitorul iese victorios. Izbândește. Israel a căzut în acele ispite, l-au ispitit pe Dumnezeu, s-au revoltat împotriva lui Dumnezeu, au căzut în idolatrie, pe când Mântuitorul iese biruitor. Și după ce iese biruitor, își începe lucrarea publică, cum Matei, capitolul 5 la 7, avem predica de pe munte, despre care toți cercetătorii academici ai Evangheliei după Matei spun că joacă rolul noii legi a noului popor al lui Dumnezeu. Avem un nou Moise. Dacă vă amintiți în Deuteronom, capitolul 18, versetele 15 la 18, Moise spune, Domnul Dumnezeul vostru va ridica dintre voi un profet ca mine. Să ascultați de el, cine nu va asculta de el, va fi îndepărtat din poporul meu. Și acum Evanghelistul Matei vrea să arate Profetul vestit de Moise s-a ridicat. Iată-l, și el dă noua lege. De aceea, în Evanghelia după Matei, se spune că Isus s-a urcat pe munte și ucenicii lui au venit în prejurul lui. Ideea aceasta de a, a rabinului care se urcă pe munte și este înconjurat de popor trezea, să spunem, în mintea cititorului evreu, pentru că Evanghelistul Matei scrie un material catehetic, asta a fost în prima fază Evanghelia după Matei, un material catehetic pentru biserica iudaică din Palestina, unii spun și că și din Siria, să zicem de pe teritoriul Palestinei, și atunci cititorul evreu imediat făcea legătura cu Moise care se urcă pe munte ca să primească legea lui Dumnezeu. Să ajungem la biserică. Acum, observați, în jurul lui Mesia ia naștere nucleul unui nou Israel. Al unui Israel, despre care avem să aflăm mai târziu din Noul Testament, că nu mai este limitat etnic, da? nu mai este limitat la descendenții naturali ai lui Avram, ci se împlinește promisiunea avramică, nu așa cum se gândea Israel, cum se gândeau evreii. Se împlinește promisiunea avramică prin faptul că, datorită jertfei, Datorită întrupării, datorită jertfei, morții, învierii și înălțării lui Hristos, să numim această lucrare evenimentul Hristos, datorită evenimentului Hristos, pot intra, spune Apostolul Pavel, pot intra, pot deveni moștenitorei lui Avram, pot intra în comunitatea descendenților lui Avram, oameni de orice seminție, de orice limbă, de orice neam, de orice popor, pentru că odată intrați acolo, ei devin moștenitorei lui Avram. Și um, în Hristos, pentru că asta trebuie să spunem, Apostolul Pavel face o exegeză, eu știu, o exegeză rabinică, dar o exegeză foarte inteligentă, ingenioasă la făgăduința avramică în Galaten 3 cu 16. El spune, vedeți, făgăduințele au fost adresate lui Avram și seminței lui, nu semințelor ca și cum ar fi mai multe. Și sămânța aceasta era Hristos. De fapt, Pavel spune, sămânța lui Avram nu este Isaac. Promisiunea se împlinește de plin, nu în Isaac, 50. ci în Hristos. Hristos este fiul ascultător tatălui care n-a existat până la el. El este sămânța lui Avram. În Hristos se împlinește. Hristos este adevăratul Israel. De aceea, toți cei care intră în Hristos, spune apostolul Pavel în Galaten 3, de la 26 în jos, cine intră în Hristos prin credință și botez, devin adevăratul Israel al lui Dumnezeu. Și îndeplinesc și legământul avramic. Și devin și credincioși. Devin și credincioși. Asta înseamnă să fii justificat. Spuneam data trecută, cred că, când am fost în studioul dumneavoastră, asta înseamnă să fii îndreptățit. Nu înseamnă doar să ai iertate păcatele și, în opinia mea, Apostolul Pavel nici nu se referă la o știu, la o dreptate morală care este transferată creștinului de la Hristos sau din Hristos. Nu, Apostolul Pavel, nu e timpul acum să um, demonstrăm acest lucru, Apostolul Pavel când spune că suntem îndreptățiți, se referă la faptul că suntem incluși în această comunitate de legământ, devenim, prin Hristos, bineînțeles, Fiul Credincios Tatălui. Sau când Mântuitorul vorbea cu elitele religioase ale lui Israel, consternate, indignate de una dintre pildele lui, pilda lucrătorilor viei, care până la urmă da, îl ucid pe fiul vierului, și îl întreabă pe Domnul Învățătorule și pentru noi spui pilda aceasta. Domnul concluzionează acea pildă, ajunge la moral acelei pilde spunând... Adevărat vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și dată altui neam care va aduce roadele cuvenite. Neamul acesta care aduce roadele cuvenite este Biserica. Dar este un neam sfânt, cum zice și Apostolul Petru, suntem un neam sfânt format etnic vorbind din toate neamurile de sub cer. Putem spune așadar... <coughs> Apoi o mică paralelă. Da, da. Apropo la noțiunea asta de Dumnezeu Tatăl, capul, <coughs> da. liderul, da, capul, cel care conduce poporul Israel, biserica, noul popor, uh, condusă de capul care este Domnul Hristos. Uh, da, aici, aici voiam să ajung la, la această um, imagistică ecleziologică pe care o folosește Apostolul Pavel în uh, epistola către Efeseni, unde spune că Domnul Hristos este conducătorul întregii creații, dar cap îi este dat doar bisericii. Și vom vedea imediat și ce înseamnă acest lucru. Dar, iată, ca să citim din Scriptură, până acum am redat doar din uh, memorie, iată cum sună acest verset, pentru că epistola către Efeseni a mai și fost numită epistola bisericii, este foarte bogată în ecleziologie. Și el spune așa, el, adică Dumnezeu, I-a pus totul sub picioare, Domnului Hristos, i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile. I-a dat în, în stăpânire, i-a dat sub domnie toate lucrurile, adică tot universul, toată creația. Dar acum spune, bisericii, deci el a dat și bisericii, dar iată ce se spune despre biserică. Care este trupul lui, plinătatea celui ce îndeplinește totul în toți. Deci Hristos este suveran, este stăpân, este domn peste toată creația. Dar cap îi este bisericii. Ce înseamnă asta? În vechime, în vremea în care, se, în care scria Apostolul Pavel, știm lucrurile acestea, mai ales din tratatele medicale ale lui Galenus, un medic grec care a trăit în secolul al II-lea după Hristos, se credea că de la cap pleacă toate resursele de care are nevoie organismul. De aceea apostolul Pavel într un text care elaborează această metaforă a capului și a trupului în Epistola către Coloseni spune de pildă despre cei care se îndepărtează de învățătura sănătoasă că nu se țin strâns de capul din care tot trupul hrănit și bine încheie, închegat cu ajutorul încheieturilor și legăturilor își primește creșterea pe care o dă Dumnezeu. Deci din cap primește hrana și creșterea pe care o dă Dumnezeu. Se credea la data respectivă că organismul uman își primește resursele din cap. De aceea Domnul Hristos este numit capul bisericii. Revin la ideea că Mântuitorul este stăpânul Universului, dar capul este doar bisericii. Asta înseamnă, prin faptul că, că Hristos nu este cap, Apostolul Pavel vrea să arate prin această metaforă legătura organică dintre Hristos și biserica sa legătura dătătoare de viață. Ce înțelegem de aici? Că din Hristos, biserica, poporul înnoit, Israelul lui Dumnezeu, primește viață dumnezeiască. Și iată, avem poporul restaurat, nu doar social. Avem poporul restaurat, poporul înnoit, lăuntric. Poporul acela despre care au profețit Ieremia, Ezechiel în vechime că vor primi o inimă nouă, un duh nou, despre care s-a spus că Duhul lui Dumnezeu va locui în el, despre care s-a spus că va primi legile lui Dumnezeu în inima lui, adică nu va primi porunca divină din exterior, de pe table de piatră, ci o va primi, o va interioriza prin Duhul lui Dumnezeu. Așadar, avem poporul care primește viață dumnezeiască de la Dumnezeu prin Hristos care este cap. Deci, cu alte cuvinte, fără capul acesta care este Hristos, nu, nu. există opțiunea. Nu există. Nu. De, aceea, de aceea apostolii vorbesc foarte mult despre Apostolul Pavel, în mod de despre a fi în Hristos. Există. În momentul în care nu mai ești în Hristos, nu mai ești în mântuire, în conexiune total. Nu mai ești în poporul lui Dumnezeu. De aceea Apostolul Pavel, când, când vorbește, ca să facem o paranteză pastorală, să spunem, vorbește despre disciplinarea în din, din Corint, el spune că Duhul meu, împreună cu voia, fiind adunați în numele Domnului Hristos, am hotărât să-l dăm pe un astfel de om pe mâna satanei. Și mulți credincioși se gândesc că acolo e vorba de un fel de afurisenie. Îl dăm pe mâna satanei, că îl blestemăm. Nu. Datul pe mâna satanei este, de fapt, excluderea din biserică. Ca, spune el, carnea lui, trupul lui să fie nimicit, dar Duhul să fie mântuit în ziua uh, Domnului nostru Iisus Hristos. Se referă la faptul că exclus din biserică omul acesta este vulnerabil, viața lui biologică devine foarte vulnerabilă. Este în afara protecției lui Dumnezeu. Atât de mult conta pentru Apostolul Pavel, pentru gândirea lui inspirată de Duhul lui Dumnezeu, să fii în poporul lui Dumnezeu, într-o legătură organică cu Hristos și cu trupul eclezial. Pentru că prin viața care ne vine, care ne este comunicată din Hristos, se creează, așa cum am văzut în textul Paulin, prin legături, se creează o unitate indestructibilă a Bisericii lui Hristos. De aceea, în Episodul a către Efeseni, în capitolul 4, cu 3, Pavel spune: Păstrați legătura Duhului, pă, păstrați unirea Duhului, scuze, păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Așadar, Unirea o face Duhul noi doar o păstrăm prin legătura păcii. Da, în, în, frumos. în gândirea Apostolului Pavel, unitatea bisericii este un dat ontologic. Nu este un produs uman. Nu este o creație, nu este, eu știu, un produs al eforturilor umane. Este o creație a Duhului. Numai Duhul poate crea această unitate. De ce? Pentru că El restaurează natura noastră umană prin, prin faptul că ne comunică natură dumnezeiască din Hristos, restaurează natura umană și astfel ajungem la natura comună a tuturor celor răscumpărați. E o umanitate care are aceeași natură, ea nu mai este fărâmițată. Pentru că ce a făcut păcatul, nu spuneam la început, a fost să creeze acea, să aducă acea disoluție. El este ca un dizolvant, să spunem așa. A dizolvat, a, să spunem, că a fărmițat această uh, textură uh, colectivă a rasei umane. E acum, prin... Haideți să-i spunem așa, că este o imagine pe care o folosește Apostolul Pavel. Prin imersia noastră în natura dumnezeiască a Domnului nostru Isus Hristos, că intrând în Hristos, Apostolul Pavel, asta spune că se întâmplă. De aceea spune că suntem botezați de același Duh. Uh, intrăm în natura umană, în acest univers al eshatonului lui Dumnezeu, în Hristos, natura noastră se regenerează, este restaurată și, în felul acesta, noi suntem aduși împreună și uniți. De aceea, am putea spune, ca să încercăm o descriere, în niciun caz o definiție, dar să încercăm o descriere uh, cât mai, uh, eu știu, uh, Rezumativă, dar și comprehensivă a Bisericii, am putea spune că ea este comunitatea de pe toate meridianele și din toate timpurile, comunitatea umană um, răscumpărată de Dumnezeu în Hristos, înnoită de Duhul Sfânt pentru a purta viața Dumnezeiască în mijlocul lumii și uh, pentru a fi. Haideți să spunem nucleul noii creații. Biserica este nucleul acelei noi creații pe care Dumnezeu o va aduce în ființă la împlinirea tuturor lucrurilor. În cer nou și un pământ nou. Un cer nou și Figurativ un pământ nou, vorbin, da. Da. da, pentru că chiar dacă va fi o noutate, deci Dumnezeu nu vede creația aceasta nouă fără componenta aceasta umană în biserică, sau omul renoit. Deci un om renuit împreună cu un cer nou și un pământ nou. Da. Da, de aceea unii dintre teologii răsăriteni se referă foarte bine la această restaurare a creației ca fiind, de fapt, o îmbisericire a lumii. Da? Pentru că dacă Biserica este acea comunitate purtătoare de Duh Sfânt, purtătoarea prezenței Divine, și Apostolul Pavel folosește o serie de metafore, și nu doar Apostolul Pavel, scriitorii biblici folosesc, că mă gândesc și la Petru, care folosește uh, metafora și Petru și Pavel folosesc metafora. Templului lui Dumnezeu pentru biserică. Ce era Templul? Templul era un sălaș al prezenței Divinității. Și acum, Biserica este acest Templu. Ori, într-o zi, în ziua aceea, a împlinirii Planului lui Dumnezeu, toată creația va fi plină de prezența lui Dumnezeu, cum spune Profetul, ca fundul mării de apele care îl acoperă. Și de aceea putem vorbi despre o îmbisericire a lumii. Deocamdată, prezența lui Dumnezeu este perceptibilă, să spunem, în perimetrul bisericii. Și vorbim despre biserica universală a lui Hristos, care chiar dacă este, eu știu, în momentul de față, uneori fracturată, confesional, ea totuși spiritual își trăiește unitatea creată de Duhul Sfânt. Și la ea se referă, e foarte important atunci când vorbește despre pericole asupra acestei construcții spirituale, că nici, locuinț, nici porțile locuinței noastre nu o vor distruge. Da, pentru că ea este, haideți să recurgem la o altă metaforă, vedeți de metafore și noi o să reușim să le menționăm pe toate, tocmai pentru că este o realitate foarte complexă pentru descrierea ei, pentru descrierea bisericii, scritorii Noului Testament folosesc foarte multe metafore. Probabil în limba greacă cred că sună foarte high level, să spunem așa, foarte înalt în limbaj. Suna, sună și în limbile noastre, în traducerile noastre vernaculare, să spunem, dar pentru ei avea o altă rezonanță pentru că în vremea lor acelea erau niște realități vizibile. Adică când spuneai templul lui Dumnezeu, ei aveau temple atunci. C când îi spunea unui evreu că biserica este templul lui Dumnezeu, această afirmație era pe de-o parte revoltătoare, pentru că el știa de un alt templu, altul este templul lui Dumnezeu, acolo trebuia să revină, să-și readucă Dumnezeu slava și să restaureze uh, național viața lui uh, Israel și religios. Iar uh, comunitatea mesianică, prima fază iudaică, după aceea uh, multietnică, spune nu templul lui Dumnezeu este biserica. Și spune lucrul acesta nu pentru a-și revendica anumite, eu știu, drepturi sau pentru că are anumite pretenții legitime, ci pentru că Domnul nostru Iisus Hristos s-a referit prima dată la El însuși ca fiind templul lui Dumnezeu. Și a spus, stricați templul acesta și în trei zile îl voi zidi iarăși. Și evanghelistul spune acolo, ei nu știau că se referă de fapt la templul trupului său. Ori dacă biserica este acum trupul lui Hristos, sălașul prezenței divine pe Pământ, asta înseamnă că Biserica este noul templu al lui Dumnezeu. Da? Foarte frumos, foarte frumos uh, explicat. Uh, haideți să ne uităm, deci, rămânem cu imaginea asta, templului a Bisericii uh, universale din toate vremele, din toate etniile, uh, aș noi, pe înțelesul, din toate cultele, confesiunile care au existat și există pe Pământul acesta. Atât de puțin și la biserica aceasta locală, acolo unde noi suntem membri, unde da. slujim și. cum să spune, este mai, ne este mai la mai, la mai îndemână, da? Să, să coborâm cu picioarele pe pământ. pământ. Teologii, de fapt, fac, fac, fac această diferență între eclesiologia altă și eclesiologia de jos. Da, ce am vorbit da? până acum este eclesiologia înaltă. Da, am vorbit teologic despre biserică duhovnicește spirituală, am vorbit despre realitatea spirituală a bisericii. Acum mergem spre cea practică. Ai vrea, începem cu o întrebare. Da. De ce este nevoie și de o biserică locală? De ce în planul acesta al bisericii, într-adevăr, pentru că am trei independenți. Eu, spun, eu sunt membru al Bisericii Universare, n-am nevoie să mă adun cu nimeni, n-am nevoie să mă întâlnesc cu nimeni. Eu, eu am scriptura Mă rog, la Dumnezeu am relații. Poate ați auzit oameni spunând: Eu vorbesc cu Dumnezeu, eu sunt singur. Și sunt foarte mulți, da. să spunem așa, uh... adepții fenomenului believing without belonging. Da. Asta, așa asta. Da, Sunt din exact. ce în ce mai mulți astfel de, de credincioși. Da, uh, voi începe prin a răspunde cu, cu o anecdotă care mă rog. uh, chiar s-a întâmplat. Uh, într-o călătorie cu trenul, un pastor evanghelic a întâlnit un credincios și a dat seama imediat că este credincios evanghelic din felul în care vorbea. Cred că a și scos scriptura, citea în scriptură și l-a întrebat de curiozitate dar din ce biserică faceți parte? Și respectivul credincios pentru că era un astfel de eu știu, Adept. credincios da, de, de, un astfel de, de credincios fără apartenență eclezială, spune e. pastore, eu fac parte din biserica din cer și pastorul întreabă pe păi dacă sunteți membru în biserica din cer ce căutați pe pământ. Da, este o întrebare foarte bună care ne face să credem că atâta vreme cât suntem pe pământul acesta trebuie să facem parte dintr o biserică locală, pentru că conform Noului Testament, nu mai intrăm foarte mult în teorie în teorii înalte acum, dar conform Noului Testament, biserica locală este expresia fizică, temporală și, să spunem, locală. Este expresia locală a Bisericii Universale. Asta înseamnă că eu nu pot face parte din Biserica Universală dacă nu sunt membru, dacă nu mă integrez, ca să mă fac mai bine înțeles, dacă nu mă integrez într-o Biserică locală. Întrebare, vă opresc puțin. În momentul când Pavel adresează scrisorile, epistolele și spune către, cui se adresează? se adresează unor biserici locale, bineînțeles. Chiar dacă, iată, în epistola către Efeseni, vorbește exclusiv despre Biserica Universală. Dar credincioșii știau că ei sunt partea Bisericii Universale dacă fac parte într-o biserică locală. Pentru că tot ce spune Apostolul Pavel, este foarte interesant, studiile arată lucrul acesta, studiile de ecleziologie, tot ce spune Apostolul Pavel despre Biserica Locală, spune și despre Biserica Universală. Și invers. Um, <coughs> Folosește aceleași metafore eclesiologice. Eu când am studiat pentru, pentru teza de doctorat metaforele eclesiologice, eclesiologice ale Apostolului Pavel, am constatat că uh, aceleași metafore sunt folosite și pentru biserica locală și pentru cea universală. Uneori în epistole diferite, dar este aceeași metaforă. Cum ar fi trupul lui Hristos? În epistola 1 Corinteni și în Romani, în aceste epistole mai timpurii ale Apostolului Pavel, metafora se referă la biserica locală. Noi cunoaștem foarte bine acea alegorie a trupului din 1 Corinteni 12 cu mădularele care își poartă de grijă unele altora. Trebuie să existe diversitate. Când plânge unul, plânge și celălalt. Când este prețuit unul, toate se bucură împreună cu el. Dar metafora trupului din epistolele despre care, din care tocmai am citat, Efeseni și Coloseni, aici metafora trupului se referă exclusiv la Biserica Universală. Deci iată, trupul lui Hristos este și Biserica Locală și Biserica Universală, pentru că Biserica Locală este expresia locală a Bisericii Universale. Sigur, acum teologii și-au frământat mult mințile și, bineînțeles, și cu rod în privința ceea ce reprezintă semnele unei biserici adevărate. Au fost multe opinii emise în acest sens, dar trebuie să știm că aceste concepții au fost condiționate de contextele cel mai adesea polemice în care ele au fost uh, emise. Deci, niciunul dintre, niciuna dintre aceste opinii nu este canonică, să spunem. Trebuie să ne uităm, în primul rând, în scriptură ca să vedem care, care este viața Bisericii lui Dumnezeu. Dar, ca să ne revendicăm, că este și corect, de la Reformă, reformatorii spuneau că Biserica este acea comunica, comunitate în care se. Um, Predică cuvântul lui Dumnezeu și se administrează tainere, adică botezul și cina Domnului. Haideți să spunem că acestea sunt condițiile minimale pentru ca o comunitate locală să fie biserica lui Dumnezeu. Dar când vorbim despre învățătura biblică a acelei biserici, trebuie să știm după aceea că Învățătura trebuie să fie, de pildă, neapărat o învățătură trinitară, adică să se creadă într-un Dumnezeu treimic. Trebuie să fie cristocentrică, trebuie să fie orientată C către mântuirea lumii și așa mai departe. Aici, toate acestea C sunt, se subsumează uh, învățăturii sănătoase a cuvântului și apoi sunt administrate uh, tainele botezului și cina Domnului. Foarte frumos! Uh. Aici, exact, se poate discuta foarte mult în funcție de epoci și de cei care au f da. la, și da. la rândul lor erau aparținători unei anumite. Pentru că groi. în primă fază, Ignațiu Teoforu spune, biserica este comunitatea unde este episcopul. De, da. ce? Pentru că cadrul era polemic, se polemiza cu acele facțiuni eretice care începeau să iasă din biserica, să-i spunem, apostolică, biserica drept măritoare, Uh, și atunci, de aceea, acest teolog uh, primar al bisericii a spus biserica este acolo unde este episcopul. Euharistia este acolo unde este episcopul. De aceea spuneam că ele sunt, aceste opinii sunt, uh, în general, condiționate de cadrele, de contextele polemice în care au fost uh, emise. Îmi place foarte mult uh, modul în care ați prezentat dimensiunea aceasta macro și apoi uh, dimensiunea micro, la nivelul nostru de înțelegere. Acum, uh, ultima întrebare este o întrebare mai pastorală uh, față de uh, tema pe care am discutat-o în seara aceasta. Uh, de ce ar trebui să ne ferim? Adică câteva sfaturi din partea dumneavoastră, pentru că în multitudinea aceasta de opțiuni, uh, plecând de la, să spunem așa, semnele acestea ale reformatorilor față de uh, biserica, care într-adevăr uh, reprezintă o posibilă biserică reală, da? o biserică care dă viață cu ghilimele de rigoare, da? care duce spre mântuire, uh, clar, rămânem la definiția aceasta fără să intrăm în detalii. Totuși, aș vrea să ne uităm puțin și la câteva recomandări de ce ar trebui să ne ferim. Pentru că acum aș spune spațiul acesta special uh, influența din Statele Unite, toate extremele astea care vin fie pe filie la NAR, fie pe alte, când vorbim de NAR, mă refer la mișcarea aceasta noua, noua apostolică, da? Eu personal o consider extremă și, printre altele, v-am dat doar un exemplu de asta. Așa, principial, care ar trebui să fie semnele care ar trebui să ne dea de gândit și să fim atenți sau chiar să ne ferim și să stăm deoparte? Da. Iată câteva semne. Să plecăm de la cele mai complicate, să spunem așa. M-aș referi aici la o, în primul rând, la o învățătură sănătoasă care conține deplinătatea Evangheliei. Când spun deplinătatea Evangheliei, mă refer la acea învățătură biblică ce nu eludează anumite teme incomode. Trebuie să fie o învățătură cristocentrică, dar care să aibă drept scop cunoașterea lui Hristos și hristificarea credinciosului și nu bunăstarea prezentă și momentană a acestuia. Pentru că sunt oameni care vorbesc despre Hristos, de aceea fac aceste precizări. Să ne imaginăm că intrăm într-o biserică, un predicator harismatic, o să da. și la, la acest lucru, vorbește despre Hristos și ne învață, cum din nefericire, așa cum precizați, mulți încep să o facă, ne învață cum să, cum să trăim mai bine respectând principiile lui Hristos. Sunt predicatori care spun motivațional. Da. Așa. Dacă respectăm principiile lui Hristos, unii merg până într acolo încât să spună și dacă nu vorbim despre Hristos, să nu vorbim despre Hristos, să nu vorbim neapărat despre uh, păcat, despre rai, ia despre dacă trăim după principiile lui Hristos, dacă rasa umană ar pune în aplicare nu credința, ci principiile de viață ale lui Hristos, viața ar fi cu totul altfel. Lumea ar arăta cu totul altfel. Ar fi o lume mai bună. E dacă învățătura nu este cristocentrică, și repet, cristocentric înseamnă nu să fie amintit Hristos sau principiile lui Hristos. Învățătura să aibă în centru ca model pe Domnul Hristos să conducă la cunoașterea lui Hristos cu tot cu cruce și nu menționez la întâmplare lucrul acesta, cu tot cu cruce și înviere. Dacă vreți viața Uh, acelei biserici trebuie să fie cruciformă. Acum. Învățătura și viața bisericii trebuie să fie cruciformă. Nu există slavă fără cruce. Deci biserica aceea, la asta mă referam când, când spuneam Evanghelie de plină. Trebuie să fie cristocentrică, adică să conducă spre Hristos și la hristificarea ființei umane. Nu la o viață mai bună. Pentru că nu la asta ne-a chemat Dumnezeu. Cum spunea uh, foarte bine C.S. Lewis, în călătoria prin lumea aceasta, Tatăl nostru Ceresc ne mai oferă câte un popas binefăcător, dar nu ne lasă să luăm drept casă. Așa noi este. tindem când avem un popas binefăcător din partea lui Dumnezeu, un fel de oază, când ne răcorește Dumnezeu sufletele cu un pic de binefacere financiară, cu sănătate, lucrurile merg bine în familie și așa mai departe, lucrurile merg, zicem noi, cum ar trebui să meargă. Atunci, imediat ne instalăm confortabil în via cu prezent și așteptăm inerțial veacul viitor. Ceea ce este contrar voiei divine. Asta greșeală a făcut-o Biserica Primară și Dumnezeu a împreștiat-o, efectiv, printr-o persecuție. Deci în fapte șapte se termină popasul binefăcător al Bisericii Primare. Se declanșează acea persecuție la care participă activ și Saul din Tars, care avea să devină Apostolul Pavel. Deci, trebuie să ne uităm la învățătură, am văzut ce înseamnă Hristocentric. Apoi, i-aș avertiza și pe credincioșii din biserica mea, avertizez uneori, deși mulțumim lui Dumnezeu că nu, nu am înregistrat niciodată exoduri către astfel de mișcări dubioase, dar i-aș avertiza pe telespectatorii noștri asupra facțiunilor uh, ecleziale care uh, sunt coagulate în jurul unor spirite tutelare altele decât Hristos. În jurul unor personalități harismatice. Există astfel de formațiuni să le spunem da. ecleziale, care uh, sunt efectiv um, aglutinate să spunem, de aceste personalități uh, harismatice care de cele mai multe ori au și învățături, eu știu, nebiblice sau distorsionate. Și atunci, în momentul în care acea personalitate, eu știu, dispare sau eșuează sau se năruie și comunitatea. Asta înseamnă că viața bisericii nu mai are în centrul ei pe Hristos. Este o comunitate bazată pe orice altceva. De aceea Apostolul Pavel, avertizează um, foarte, uh, aș putea spune, chiar, chiar cu, cu o doză homeopatică de asprime, să spunem. În 1 Corinteni, capitolul 3, el spune fiecare să ia seama, eu am pus temelia. Nu este altă temelie decât Hristos. Fiecare să ia seama cum clădește deasupra. Deci temelia oricărei biserici trebuie să fie Hristos. Dacă temelia nu este Hristos, ci este un spirit tutelar, da? Uh, uman, ea nu poate dăinui. Și apoi, și dacă temelia este pe Hristos, adică dacă începi bine, ai grijă cum continui după aceea, ai grijă ce clădești după aceea. Apostolul Pavel s-ar părea că îi avertizează și pe Corintenii din vremea respectivă, dar și pe Apolo, voalat, cu, cu mult bun simț, uh, asupra faptului că uh, se impunea, să spunem așa, îi. îi uh, încânta pe credincioșii corinteni cu retorica sa. Și Apostolul Pavel spune, ar trebui să clădim um, aur, argint, pietre prețioase, adică cunoștință de Hristos, nu uh, lemn, trestie, care este retorică umană. Din nefericire, se clădește foarte mult fân astăzi. Chiar dacă există o temelie bună, poate, în anumite locuri, după aceea ce se clădește este retorică, show, foarte mult spectacol religios, Uh, în loc de închinare se confundă. confunde este această mare confuzie în care uh, trăiesc unele dintre bisericile evanghelice între spectacol religios și închinare. Asistăm din ce în ce mai mult la o uh, 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 avansare pe scena bisericii a uh, artiștilor muzicali, a specialiștilor în, în închinare, în detrimentul închinării comunitare. Aici lipsește da. cu adică dacă avem dacă avem echipe de laudă și închinare care trebuie să facă repetiție ca să cânte. Dar eu mă întreb, noi muritorii de rând ce șanse avem să ne închinăm dacă e nevoie de repetiție ca să ne închinăm. Or, închinarea ar trebui să fie atât de, de simplă încât ea să, să nu ai nevoie de asemenea exerciții anterioare. Ca și limbajul predicatorului, la fel în funcție de comunitatea în care are, trebuie să și adapteze limbajul astfel că să fie înțeles de fiecare de membru. Da. Și cred că și aici avem uh, o problemă. Da, deci acesta ar fi un alt element care ar trebui să să ne dea de gândit. Și anume um, eu știu um, această preeminență a um, spectaculosului în închinarea publică. Avem biserici în care, biserici cu scenă pe scenă, Lumin. avem lumini, reflectoare, fum și așa mai departe, exact. reacții uh, identice cu cele de la conceptele da emoție, foarte mult. Da. Există pe lângă cele Five Sola pe care na, am vorbit despre reformatori, uh, tot așa. Bineînțeles, într-un mod critic, spune de sola emoția. Da? Da, da. da. Pe lângă celelalte. Din da. păcate, care începe să chiar să înlocuiască. Da, avem apoi acea supralicitare, din păcate avem, avem asemenea derapaje, asemenea deviații, supralicitarea factorului harismatic. Și rețineți că o spune un teolog penticostal, care crede în harisme, care vorbește despre harisme, care sperăm, practică harismele așa cum, cum toți suntem chemați să le, să le practicăm, are teologia penticostală specificitățile ei, dar toți recunoaștem că avem nevoie de darurile Duhului Sfânt și le Clar. practicăm. De fapt, sunt exercitate prin noi de, de Duhul lui Dumnezeu, dar atunci când acest factor harismatic este supralicitat și nu doar supralicitat, ci este mimat. Există este. foarte mult, foarte mult mimetism harismatic. și uneori încercarea de a clona anumite momente de har și așa mai departe. Aici vorbim despre niște derapaje foarte grave care aruncă în derizoriu lucrarea lui Dumnezeu. Da, o să mai vorbim despre capitolul ăsta. Îmi las să spunem, iau libertatea de a, tot la capitolul acesta al corectării anumitor greșeli, anumitor învățături greșite, să stăm mai mult și să discutăm despre uh, capitolul acesta al uh, supralicitării darurilor Duhului Sfânt, da? Cu bucurie vreau să vă spun că am fost foarte atent la discuția noastră și la ceea ce ne-ați spus, la modul în care ne-ați îmbogățit în seara aceasta și vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru, pentru toți și a, cred că a fost înțeles, asta rămâne o emisiune de căpătâie, a spune eu, în ceea ce privește învățătura bisericii și cu siguranță va fi de folos atât nouă, ne va fi de folos nouă, cât și celor care va ascultat. Domnul profesor, frate păstor, vă mulțumim foarte mult pentru răbdarea și modul în care ați contribuit la emisiunea aceasta. Dumnezeu să vă binecuvânteze și ne rugăm ca Dumnezeu să vă dea putere și mai ales ușă de predicare, de... Și chiar de de corectare când e nevoie, atunci să aveți inițiativa, să nu vă fie teamă să spuneți și vă așteptăm cu drag la o altă emisiune. Vă mulțumesc, mi-a făcut mare plăcere dialogul nostru și mă rog Domnului ca El, prin Duhul Sfânt, să facă aceste întâlniri ale noastre și conversațiile noastre roditoare și să le dea rod îmbelșugat pentru împărăția lui Dumnezeu. Slavă Domnului, mulțumim mult! Timați prieteni și noastră, vă mulțumim în seara aceasta că ați fost împreună cu noi. Până data viitoare, noi vă salutăm și vă spunem la revedere!